găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și în această emisiune vă invit la o discuție despre sănătatea dinților și despre alinierea corectă încă din primii ani de viață. Alături de mine în studio se află doamna doctor Hariclea Moroșan, medic dentist, specialist în ortodonție. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV! Bună seara, bine v-am găsit! Știm că mulți părinți se gândesc că primii dințișori care apar la copil sunt dinții de lapte, îi va pierde și atunci nu le acordă suficientă importanță. De ce sunt totuși foarte importanți dinții de lapte? Într-adevăr, mulți părinți se gândesc că sunt dinți de lapte și nu trebuie spălați, nu trebuie îngrijiți, că ei oricum la un moment dat vor cădea și atunci nu are rost să îi îngrijim, dar este foarte important, în primul rând pentru deprinderile copilului, să învețe să se spele pe dinți încă de la o vârstă mică, să zicem de la un an, de la 7-8 luni. Chiar dacă nu se poate spăla el însuși pe dinți, copilul se obișnuiește cu periuța și cu... Da, se obișnuiește cu periuța și mai ales cu spălatul pe dinți. Pentru că asta e foarte important, să le creăm deprinderi de mici. Dinții de lapte, dacă nu sunt spălați, se cariază, bineînțeles, și la un copil mic este destul de dificil să se intervină pentru o carie simplă. Uneori se fac și anestezii generale și ne gândim că totuși putem să evităm o anestezie generală printr-un simplu periaj. Asta e foarte important. Așadar, dinții trebuie periați imediat cum apar? Sau chiar sigur, înainte să apară, trebuie să curățăm gâița copilului? E bine să fie curățată, tocmai pentru a se obișnui, de exemplu, cu o bucată de tifon steril. Dar, în principiu, când apar primii dinți, se utilizează o periuță specială pentru primii dințișori ai bebelușului și de atunci trebuie început cu spălatul. Sunt probleme ortodontice de aliniere la dinții de lapte? Sunt, bineînțeles că sunt. Mulți dințișori apar strâmbi de la început sau alții se și strâmbă pe parcurs ca urmare a anumitor obiceiuri pe care le au copiii. De exemplu, fie că sug degetul, fie că sug mai mult din biberon, în loc să fie alăptați la sân, sug din biberon și atunci, practic, există o interpoziție a biberonului în creșterea maxilarelor chiar. Și atunci maxilarul rămâne îngustat, mandibula în spate și apare așa zisa față de iepuraș. Copilul are dinți ieșiți în afară și mandibula mult în spate. La toți copiii hrăniți cu biberonul apare această problemă? Sau contează durata cât ține el biberonul în gură? În primul rând contează și elasticitatea oaselor, pentru că toate aceste probleme pot la unii copii să determine modificări osoase și dentare, iar la alții nu. Bineînțeles că este importantă și durata. Cu cât mai mult este hrănit copilul cu biberon și renunță foarte greu la biberon, cu atât mai mult crește probabilitatea apariției acestor malformații dentare și osoase. Care sunt avantajele alăptării din punct de vedere al ortodontului? Da, într-adevăr, din punct de vedere al ortodontului, pentru că din punct de vedere al calităților nutritive, laptele matern știm că este cel mai potrivit. Dar din punct de vedere strict dentar și din punct de vedere al oaselor maxilare, se dezvoltă musculatura maxilară, ceea ce îndeamnă și osul să se dezvolte normal. Atunci când copilul suge, el o face cu putere și este ca un fel de exercițiu pentru musculatura, pentru mușchii feței, exact. Mușchii aceștia sunt inserați de oasele feței și așa se dezvoltă. Și se dezvoltă armonios atât oasele feței, cât și dinții. Și nu se întâmplă același lucru și când mănâncă din biberon? Nu, pentru că biberonul are tetina are un orificiu mai larg și practic bebelușul nu trebuie să depună efort
ca să-i curgă laptele. Laptele curge cu efortul minim, absolut minim. Știu că există unele tetine acum care spun că sunt ortodontice, dar tot alăptatul la sân este cel mai bun, nu se compară cu asta. Trebuie o alternativă și pentru mămicile care nu pot alăpta sau au diverse alte probleme de sănătate. Da, și atunci e mai bună o tetină ortodontică decât... Să caute aceste tetine speciale în farmacii. Da, se găsesc în magazine, chiar se găsesc. Tot legat de biberon, mai este această problemă a conținutului biberonului și la fiecare emisiune trebuie să vorbim puțin despre apariția cariei de biberon. Da, asta este un pericol, într-adevăr, în țara noastră. Foarte mulți copii adorm noaptea cu biberonul sau dacă se trezesc, părinții le dau imediat biberonul ca să adoarmă și se liniștesc. Și de multe ori în biberon poate să fie lapte sau ceai îndulcit. Oricum, orice lichid în afară de apă afectează dinții. Și afectează în sensul că poate să apară această carie de biberon, care este destul de gravă pentru că apare la o vârstă mică, la un copil, să zicem, de un an, doi, practic se macină în totalitate dinții din față. Și atunci, vă dați seama, e destul de complicat la un copil de 2 ani, trebuie făcut tratament de canal, doare, de multe ori nu vrea și atunci se ajunge la anestezia generală. De asta este foarte important copilul să nu adoarmă cu biberonul în gură sau să nu îi se dea noaptea. Influențează caria în vreun fel dezvoltarea din punct de vedere ortodontic, adică alinierea dinților? Dacă un copil are carii pe dinții de lapte, e posibil ca ulterior să aibă probleme ortodontice, dinții aliniați incorrect sau spații între dinți sau știu eu, alte probleme? Da, dinții de lapte, în momentul în care se cariază, practic se distrug punctele de contact interdentare și atunci migrează și practic spațiul se micșorează pentru dinții permanenți și ei se, practic se duce spațiu și atunci dinții permanenți vor erupe într-un spațiu mai mic decât le era destinat și vor erupe în diverse poziții și astfel apar dinții înghesuiți sau chiar mai grav poate să apară și dinții incluși, adică nu mai erup deloc. Și se descoperă doar la radiografii. Da, se descoperă la radiografii și trebuie făcută intervenție chirurgicală și purtat aparat o vreme îndelungată pentru aceasta. Așadar, este important ca dinții de lapte să fie sănătoși, necariați și copilul să fie supravegheat, iar dacă folosește biberonul, să nu aibă lichid îndulcit înainte de culcare. Să aibă doar apă înainte de culcare, după ce a fost spălat pe dinți, nu mai e voie să mai mănânce nimic. Exact, da, spălatul pe dinți, asta este cel mai important lucru și e foarte important să fie făcut supravegheat până la vârsta de 6-7 ani. De fapt, e bine părinții să supravegheze spălatul pe dinți și mai târziu, că așa e cel mai bine. Mulți copii s-au obișnuit să folosească suzeta și la fel, când sunt neliniștiți sau părintele are ceva de vorbit, îi dă suzeta și atunci copilul se calmează. Are vreun efect suzeta asupra dezvoltării dinților, a feței? Da, suzeta ca și subtul degetului. E bine să, de exemplu, subtul degetului, e bine până la vreo 3-4 ani, este considerat un lucru normal. Dar și acolo trebuie urmărit exact cu ce intensitate o face copilul și mai ales cât timp pe parcursul zilei. Pentru că dacă el suge degetul doar puțin la culcare și, să zicem, pe parcursul zilei, atunci când e supărat sau are emoții, este ceva normal. Dar un copil care stă non-stop cu degetul în gură și suge foarte, foarte tare, astfel încât și degetul mare este modificat și unghia e mai lucioasă, atunci chiar sunt probleme chiar și până în 3 ani. Trebuie urmărit și atenționat. De ce ar face un copil lucrul ăsta? Există niște cauze psihologice sau un comportament al părintelui care determină acest obicei la copil? Până la urmă, înțeleg că subtul degetului e o formă prin care copilul se liniștește.
Da, e o formă, e ceva normal. Atunci când e neliniștit, chiar bebeluș fiind și copiii nenăscuți încă în burta mamei, au fost surprinși cu degetul în gură. Este un act normal. Copilul se refugiază. Nu, când durează toată ziua, înseamnă că acel copil duce lipsă ori de atenție a părinților, se întâmplă ceva de genul acesta, deci este o cauză la mijloc. Bun, și să spunem că un copil are acest obicei nefericit și, într-adevăr, este o cauză. Pe lângă încercarea de a rezolva această cauză, să zicem, psihologică sau relațională, ce ar face ortodontul? Să-l ajute pe părinte, să-l dezvețe pe copil de suzetă sau de subtul degetului? Există o serie de aparate care pot fi aplicate în funcție de problema care este deja existentă. Dar la copii, de regulă, mai mari de 5-6 ani. Pentru că la 3 ani, la 4 ani, e mai greu să relaționezi cu un astfel de copil. Dar, bineînțeles, părinții sunt sfătuiți să vorbească, să le explice, pentru că, până la urmă, copilul la 3 ani nu o să asculte medicul, o să asculte ce îi spun părinții. Și dacă îi pune seara o mănușă să nu mai poată să-și sugă degetul? Da, există tot felul de dispozitive, care mai de care mai amuzante, dar, după mine, nu cred că acestea sunt soluția. Până la urmă, copilul trebuie convins și trebuie să-i arate părinții sau medicul exact ce se poate întâmpla cu fizionomia lui, cum se poate modifica, și atunci el va înțelege, cu siguranță. Se discută cu un copil mic de 3-4 ani despre fizionomie? Cu siguranță, da. Pentru că pozele și imaginile sunt cele mai grăitoare. Așa, dacă doar le spunem, o să ai dinții urâți sau așa, nu înțeleg. Dar dacă le și arăți și văd și le spui că la școală o să-i arate copiii cu degetul, nu o să se mai joace cu ei, atunci, da, devin interesați. Ce urmări are suzeta folosită timp îndelungat sau subtul degetului? Cum arată maxilarul, dinții acelui copil? În principal, se îngustează maxilarul superior și dinții de sus vin spre în față, iar mandibula rămâne în spate. Este așa zisul tip facial cu față lungă. Eventual, poate să nu aibă contact între dinții din față, adică e ca și cum ar sta cu gura căscată. Și desigur că nu arată deloc bine. Așadar, între dinții de sus și dinții de jos este un spațiu. Da, este un spațiu. Pe orizontală chiar. Da, și uneori pot să stea pacienții chiar cu gura deschisă. Adică ei practic nu își mai ating buzele. Și ce faceți dumneavoastră într-un astfel de caz în care copilul are această compresie a maxilarului și dinții în față, maxilarul este deja îngustat? În primul rând, trebuie eliminată cauza. Adică trebuie discutat cu el și cu părinții și apoi, după ce vedem că el încetează acest obicei, pentru că uneori depinde de la caz la caz ce fel de aparat se poziționează. Și dacă acel copil reușește să își înfrângă obiceiul, putem să trecem mai departe să aliniem dinții. Dacă nu, trebuie aplicate întâi niște aparate care să decondiționeze ele aceste obiceiuri. Niște aparate care ce fac, de fapt? Împiedică pe copil să... Împiedică acest contact al degetului cu dinții de sus și cu cerugurii. Practic, și sunt o serie de aparate în funcție de ce are nevoie fiecare copil. Sunt aparate fixe care se pot cimenta sau aparate mobile. La ce vârstă se pun aceste aparate fixe sau mobile? Începând cu ce vârstă? Începând cu 6 ani. Sunt deja dinți permanenți la 6 ani? Da, la 6 ani deja sunt ultimii dințișori din spate, sunt molarii de 6 ani permanenți. Și la nivelul lor se pot cimenta aceste dispozitive. Dacă nu, sunt pentru copii cărora încă nu le-au erupt acești dinți, se pot folosi și alte dispozitive, trainere
se cheamă, dar sunt un pic mai dificil de suportat, că ocupă mai mult spațiu din gură și, practic, copilul nu poate vorbi cu ele. Și se poartă tot timpul sau doar noaptea? Acestea mobile se poartă noaptea și câteva ore în timpul zilei. La ce vârstă ar trebui să vină părintele să facă o consultație la ortodont? În primul rând, atunci când observă că ceva este în neregulă cu dințișorii copilului. De exemplu, sunt unele anomalii, cum ar fi acelea la care mandibula crește în exces, la care este bine să intervină cât mai curând, adică și la 3-4 ani, dacă părintele observă că mandibula crește mai mult, trebuie venit și trebuie încercat să acționăm. Dar altfel, în jurul vârstei de 6-7 ani, ar trebui să vadă un ortodont. Tot în legătură cu somnul și cu aceste obiceiuri care conduc la patologia aparatului dentomaxilar, este important în ce poziție doarme copilul, dacă doarme pe o parte, pe spate, pe burtică? Poziția este mai puțin importantă a corpului. Foarte importantă este poziția capului. De exemplu, o pernă mare va obliga copilul să doarmă cu capul mai împiept, ceea ce va duce la un timp la o creștere în exces a mandibulei. Sau la fel, dacă doarme cu capul pe spate, adică dincolo de pernă, atunci maxilarul inferior, mandibula, cade, alunecă în spate, ceea ce inhibă creșterea ei și ea va rămâne în spate. Chiar atât de flexibile sunt oasele la un copil încât poziția capului să le influențeze? De multe ori, da, mai ales dacă această poziție este preferată și numai în această poziție doarme, sau dacă terenul respectiv este un teren elastopat, adică copilul are oasele mai elastice, e predispus sau a avut rahitism, iarăși este predispus acestor obiceiuri și practic orice intervine și fie că roade creionul, fie că doarme cu capul în hiperextensie sau hiperflexie, lucrurile astea îl pot afecta. Un alt factor care influențează dezvoltarea dinților și a oaselor este modul în care copilul respiră. Există un mod de a respira înainte de apariția dinților și alt mod după ce apar dinții, nu? Respirația este bine să fie nazală, adică pe nas, întotdeauna. Da. Atunci când depun efort, bineînțeles că toată lumea respiră pe gură. Dar, în general, respirația trebuie să fie nazală. Și atunci când nu respiră pe nas, înseamnă că este o problemă... Da, este o problemă, exact, de natură nazală, probabil polipi sau răceli frecvente. Atunci când aerul nu intră prin nas și intră prin gură, se produc o serie de modificări. În sensul că nu mai este modelată bolta palatină de către aerul respirat pe nas, aceasta alungindu-se. În același timp, presiunea din exterior nu mai este egalizată de presiunea aerului din nas, ceea ce face ca dinții de sus să vină spre în față și să se îngusteze maxilarul. Asta... Apar și carii datorită aerului care intră permanent în guriță? Sigur, pentru că se usucă suprafața dinților, nu mai este acoperită de salivă. Aceștia se cariază mai des. Saliva are un rol protector. Da. Avem un material pe care telespectatorii îl vor putea vedea de pe YouTube și pot să vadă cum arată această respirație pe gură. Este incorrect așadar ca un copil sau un adult să respire, da, pe gură în mod uzual. Dacă într-adevăr este răcit și are năsucul înfundat, nu are altă soluție, dar dacă acest lucru se permanentizează, pot să apară aceste modificări.
Da, și aceste lucruri se permanentizează de regulă atunci când este o problemă de genul polipilor și uneori, chiar după operație, respirația trebuie reeducată, pentru că copilul s-a obișnuit multă vreme să respire pe gură și atunci chiar dacă el are căile aeriene, nasul practic este eliberat și poate să respire pe nas, el din obișnuință va respira tot pe gură. Pe gură. Și atunci trebuie și atunci să trebuie, fie dezvățat. Exact, dezvățat de respiratul pe gură. Și cum se poate realiza asta? Se poate realiza prin exerciții respiratorii zilnice, în care pur și simplu copilul este pus în fața oglinzii și îi spunem să țină gura închisă și să respire pe nas timp de 5-10 minute. Spuneați mai devreme despre faptul că un copil care începe să știe să folosească creioanele, poate să interpună acest creion între dinți. De fapt, înțeleg că nu doar creionul este o problemă, poate să interpună limba sau un alt obiect, o altă jucărie. Exact, jucării de sau cele chiar mai brazul. Multe ori. Da. Aceste interpoziții, iarăși, la fel ca și celelalte obiceiuri, contează foarte mult durata. Dacă, să zicem, un copil face chestia asta timp de 2-3 ani de zile și mereu în aceeași poziție roade creionul sau interpune obrazul, atunci pot să apară modificări ale dinților din cauza aceasta. Avem și aici niște ilustrații. Acești dințișori migrează, se mișcă și oasele maxilare își modifică poziția. Da, de cele mai multe ori, mai ales atunci când se interpune limba, de exemplu, între dinți, limba știm că este un organ foarte puternic și atunci, fiind și în gură, este mai greu să o decondiționăm. Așa, degetul putem cumva să îl obligăm pe copil să nu-l mai bage în gură, dar limba nu putem să-l obligăm să nu mai bage în gură. De aceea, astea sunt niște anomalii destul de greu de stăpânit, pentru că limba trebuie să își regăsească locul în spatele dinților. Ce se întâmplă? Copilașii înghit, interpunând limba între dinți, din cauza că multă vreme probabil nu au avut dințișori atunci când au schimbat dinții și s-au obișnuit să interpună ceva ca să poată înghiți. Dar, de asemenea, există diverse aparate care trebuie purtate o vreme ceva mai îndelungată față de celelalte. În acest material am văzut că este afectată chiar articulația temporomandibulară și pot să apară și alte probleme, nu doar la nivelul fizionomiei. Da, articulația temporomandibulară este afectată, din păcate, de orice anomalie dentară. Poate fi afectată, numai că ea apare ultima afectată. Adică la vârstă adultă apar și afecțiunile temporomandibulare, ale articulației. Tot copilul care scrie sau stă la birou poate să-și sprijine fața sau capul în bărbie sau pe lateral. Și asta poate să afecteze cumva dezvoltarea. Sigur, astfel pot să apară multe asimetrii și nu ne dăm seama de unde. Dar e suficient să ne uităm la copil cum învață sau cum scrie și vedem exact în ce pumn își ține falca. Iarăși, obiceiuri care nu trebuie încurajate. Știu că și la școală tot timpul li se spuneau colegilor mei să stea cu mâinile frumos pe bancă, să nu sprijine capul. Nu este obositor să fii nevoit să-l supraveghezi pe copil în fiecare secundă, fiecare lucru pe care îl face să te gândești cât de folositor sau nociv este pentru sănătate? Este, cu siguranță, dar când știi anumite lucruri, știi la ce să te uiți. Exact, știi la ce să te uiți și ți este foarte ușor să filtrezi și să spui așa nu e bine, ai grijă. În cazul în care copilul scrâșnește din dinți, este o problemă sau are tot așa un factor de stres?
De regulă, până la 6-7 ani este ceva normal. Copilul scrâșnește din dinți, practic se produce o abraziune fiziologică a dinților de lapte, care trebuie să se producă. Dar, dincolo de această vârstă, într-adevăr devine ceva patologic. Deci, dinții definitivi, nu este normal. Da, dentiția definitivă cu siguranță nu este normal și nici bine să scrâșnească din dinți. În ce perioadă apar dinții de lapte și în ce perioadă apar dinții permanenți? Pentru că înțeleg că e o perioadă în care copilul are două tipuri de dinți. Da, dinții de lapte încep să erupă de la 4 luni la unii, iar dinții permanenți încep să erupă chiar de la 5 ani. Important este că după între 6 ani și 9-10 ani sunt ambele tipuri de dinți în gură și este foarte important ca părinții să știe care sunt dinți permanenți și care sunt dinți de lapte. Pentru că de multe ori sunt confundați ultimii dinți din guriță molarii de 6 ani cu dinți de lapte și atunci părinții zic că nu-i nicio problemă dacă se cariază, că oricum vor pierde. Exact. De fapt, tocmai ce am aflat astăzi, că nu este o atitudine bună, ci părintele trebuie să acorde la fel de mare importanță dinților de lapte cum ar acorda-o ulterior dinților definitivi. Și de fapt, copilul care are dinți de lapte sănătoși are mai multe șanse să fie sănătos și după aceea. Cu siguranță și nu numai din punct de vedere al poziției dinților, ci și din punct de vedere al calității smalțului dentar. Niște dinți de lapte cariați și care au avut abcese multe vor duce la niște dinți pătați cu defecte de smalț, dinți permanenți. Și atunci nu cred că își dorește nimeni să aibă un copil cu o problemă de genul ăsta. Să nu mai spunem de frica pe care o poate simți copilul atunci când simte durere sau când se duce prima dată la stomatolog și această frică se poate transforma în timp în anxietate sau într-o exact. Problemă mult mai gravă și evită. Sigur, să meargă. Copiii de regulă trebuie aduși atunci când nu au nimic, adică la o simplă consultație și pe urmă trebuie aduși ulterior dacă au vreo problemă, dar prima dată e bine să vadă că nu li se întâmplă nimic, medicul doar se uită. Și deci această primă consultație la ortodont, de exemplu, ar trebui să aibă loc în jurul vârstei de 3-4 anișori. Dacă apare o problemă gravă pe care o sesizează părintele, altfel în jurul vârstei de 6-7 ani este în regulă. Suntem la finalul emisiunii, mulțumim că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre problemele ortodontice ale adultului, care poate nu a fost surprins la timp de către părinți și a dezvoltat niște probleme mai grave și de durată. Sigur. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna dr. Hariclea Moroșan, medic-dentist, specialist ortodonție. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!